Mi-am luat bodyguard după mine. Deci la fiecare pas se ține după mine și mă ține din scurt, așa mă ține, numai așa. Mă sâcâie, non-stop, non-stop. Nu știu, consider că și aici cred că se apucă să facă materiale, cred că a spus că are două telefoane. Mi le-a arătat la un moment dat, am zis, bă, închide telefoanele, că ce vorbim noi aici, să rămânem între noi, să nu aducem în emisiune. Dar nu se poate abține Alexandra. Și cred că și-a mai cumpărat încă un telefon aici, în Republica Dominicană, pentru mine. Să-i dea drumul la registrare, gândiți-vă un pic cum e Alexandra. Of, și ce să vă mai zic de Alexandra? Ah, da, am uitat să uit. Alexandra, dacă te uiți acum la mine, să vii și tu mai încolo, că să mă speri și pe mine pe spate un pic, că n-ajung aici. Păi tu ce faci, mă, tu vii aici și mă bârfești pe mine, mă? Păi eu l-am zis un cuvânt urât de tine și tu vii și mă bârfești? Care era înțelegerea noastră? Zici-mi care era înțelegerea noastră. Nu mă zim care era înțelegerea noastră, nu mă interesează care era. Ce mi-ai zis tu înainte să plecăm? Ce ți-am zis? Că? Dar ce am făcut și că ce? Ieși! Hai să vii, uite așa cum te-ai pus în genunchi în fața mea, așa ai să vii după mine. Așa ai să vii după mine, o să vezi. V-am zis că m-am luat bodyguard, a venit nici 10 secunde n-au trecut și a venit după mine, v-am zis. Băi, mâine o dau cu creon pe spate. Ce-a făcut aseară? Ai visat-o pe Alexandra? Ce-am făcut eu aseară? Ai visat-o pe Alexandra? Dar de unde știi tu că n-am dormit eu? Păi văd că stai pe canapea și dormi în continuu. Na, nu vine nimic în cap. Ai visat-o pe Alexandra? Să-mi las un pic colegii să facă atmosferă, dar uite că m-am trezit. E dor de Alexandra? Normal că mi-e dor. Mai tare de și așa, ca să știți și voi, au ajuns bine, au mâncat, făcut dus, o odihnește. Că știu că îi duceți dorul, am văzut pe Andrada dansa cu poza ei. Eu chiar dorul. Na. E chiar mi-e dor de ea. Și eu ce se... Numai vreau să-i spun lui Andrada să nu facă și cu poza ei ce-a făcut cu poza lui Aida. Te rog. Poza lui Alexandra? Nu. No. Fiecare zi care trece, mă întreb și mai mult. Mă, ciur zice ăștia, mă, că ne văd aici. De fapt, că ne văd, că se gândesc că suntem aici. Mor de ciudă, mă. Deci crede-mă că orice... Deci, tu știi că ar da orice ca să fie în locul, nu? Dar ce n-aș da, ce n-aș da să mai fie o seara mea, da. Nu știu că s-a opticat mai tare că am venit noi aici. Cristian Comănișcă nu poate să se dezbrace și să se arate corpul magnific la acest soare. Ai superb. Are și un uite soarele ăla cum bate pe mine. Uf, dacă aș putea l-aș lua pe tot la mine acasă. Și în afară de Cristian... Și să le mai dau și un pic la concurenți. Și în afară de Cristian cine crezi să mă opticat? În afară de Cristian? Toți, e sigur. Dar unii nu vorbesc, știi? Dar unii nu vorbesc. Ce Cristian a vorbit? N-a vorbit nici Cristian, doar că el arată prin fapte. Asta vreau să zic și eu, nu trebuie neapărat să vorbești, că se vede pe persoană, știi, când e vorba de invidie sau... Dacă ai văzut lucrurile astea la Cristian Comănici, nu le-ai văzut și la ceilalți? Uite, Comănici nici măcar bățul ăsta nu-l merită din Republica Dominicană să îl aduc. Nici ăsta nu-l merită. Te aud! Ai pupat-o pe Andreea? Da! Păi ce spuneai mai ieri? Unde sunt cuvintele voastre? Nu mai înțeleg nimic! Care cuvinte? Care cuvinte? Vezi păi că... Păi vreau să auzi! Vezi că ești... Zici de mine că nu sunt cuplu și că n-am nimic și că mă pup, ești... dar tu ieri vii, da, Romeo, nu tu ieri vii și spui că nu mai ai nicio treabă cu ea și azi o pup, ne-ai de niște... Mă! Am făcut ce am simțit. Din partea mea n-a fost fals deloc. Nu? Păi dar din moment ce tu ai această părere despre ea ca persoană, exact. Înseamnă că și tu ești fals. Unde e Mariana, stai să-ți dau, hai că-ți răspund la întrebarea asta pe care mi-ai pus-o. Nu am o părere, a spus și în mesaje ei, per totală ca și persoană, pentru că nu circumstanțele ne definesc ca oameni. Referitor la acțiunile ei
la unele acțiuni, da, am considerat că a fost fals. Referitor la asta, nu i-am pus o etichetă ca și persoană. Nu mai sunt falsă, Romeo, acum? Falsă! Băi, Andrei, nu ți-am pus o etichetă ca și persoană. Ai zis că sunt falsă. Te-a zis că ești falsă referitor la anumite falsă acțiuni pe care le faci. Da, dar în momentul în care tu te-ai exprima prin acel cuvânt, tu n-ai stat să spui chestiile astea. Tu vii și acuzi un om. Ești falsă. Am mai explicat chestiile astea și v-am zis că ce ai făcut. Am zis și ei mesaje că eu am încă totodată am o părere bună despre ea în continuare și știu că ea nu este așa cum vrea să pară. Nu înțeleg de ce face chestiile pe care le-a făcut și am pus. Dar cum vrea să pară? Explică-ne și nouă. Nu știu, pe abar nu am. Este, eu știu că ea simte, nu știu, așa cred eu. Ea este altfel ca și persoană, dar circumstanțele din casă și toate tensiunile de aici o fac să pară altceva. Hai să luăm, nu, ne ducem toate fetele și luăm, da, nu în camera roșie, și luăm toate în grădină și stăm cu el. Și încercăm să vedem ce zice. Și ea după asta recunoaște. Dar nu ziceați nimic la băieți. Nu, păi nu. Camera, camera. Ea nu e problemă. Da? Da, dar ai voie să luăm pe Omar în grădină și să încercăm să-l descoatem, să zică și el ceva? Să vorbim cu el. Să-l forțăm să vorbească? Eu vreau să am și ceva la mine. Da, hai, Andreea. Stai. Da, Adriana. Hai, ducem toate împreună și luăm de mână. Nu zicem nimic, luăm pe sus. Haide. Mariana, stai. Haideți, mă. Mergeți că vin după voi. Nu, haideți toate odată, Mariano. Stai, mă, două secunde, că mi-e foame. Stai un pic aia. Stai un pic să mergem toate odată. În loc să încerci să-mi zici, bă, uite, s-a întâmplat, am uitat, am omis să spun, dar ce trebuie să dau vreo explicație, se întâmplă relația? Ce faci, mă, acolo? Le aude că știi că vin, uite-le. Sunt sus acolo toate. E de ce vin? Înțelegi, asta e chestia care m-a deranjat mai mult. Ce prostii mai vrei să faceți, mă? Ați venit aici cu gânduri prostești. Ce faceți, mă? Vino cu aici, Omar, să-ți spunem ceva foarte... Ce te deranjează, mă, că s-a dat conexiune? Andrada! Nu mă deranjează, zicea Cazi că... Andreea! M-a văzut că sunt afectat. Hai să închidem, să vedem pe voi. Andreea! Hai că după! Salut! Mamă, Omar! Omar! E, ca fetele! Omar, ce faci? Cum ești? Ce nu? Trageți-ne și trageți-ne! Băi! Nu faci niciun subiect, fii și tu mai încălzită! Băi! A, mă, Cazi, vină cu aia! Adi! Dai drumul e să fără! Du-te de mai! Ce caută prinsă? Cine? Lumina. Auziți-l, este ceva intim, da, păi și Lumina de ce mai am prinsă? Stinge-vă, Lumina! Stinge-ți, Lumina! Stinge-ți, Lumina! Dacă ai niște cotoi încă, dragi-mă, Cazi! Da, o pune aștia dracu aici! Da! Te iubim! Te iubim! Hai, mă, lăsați, nu-i băgați în seamă! Omar, de ce nu știu nimic? Ce părere ai despre colectivul? Trece bun. Da? Băi, discurs la mine, mă imediat. Eu colegi. Dar te simți la ce aici? Să vorbești? De ce pun? Aia, vină și tu aici. Cum te simți aici? Îți place? Da. Care sunt ochii tăi la tine, căprăi? Ia ne mai spune o dată topul tău. Nu, stai un pic. Stai, ia-l ușor. Tu, de când ai venit în casă și până acum, deja ai analizat fetele. Da? Și concluzia finală, care e? De cine îți place cel mai mult? Ce zic? Surpriză. Păi surpriza va fi când vei fi acasă surpriză. Și nu mai poți spune în direct. Ce e? Păi și nu vrei să cunoști acea fată? Pleacă-mă, Cazi! Nu-l băga în seamă, de-asta. Trebuie să știm care este părerea ta vis-a-vis de noi. Ia, una dintre noi trebuie să fie mai cu tron. Băi, fetelor, lăsați-mă pe el să vorbească. Păi le iau toate. L-am întrebat ceva. Zi una preferată din toate fetele de aici. Scuze. Adriana. Cine? Adriana. Păi pe ea nu o păi pus. Tot noi am spus asta. Și pe ei de cine pus-o în top? E un top mai special.
5, că făcuse și 4. Dar nu contează dacă a pus-o în top. Dar tu ai luat alegerea asta pentru că ai observat că fetele pe care le-ai pus în top vorbesc cu cineva sau sunt într-o relație? Nu. Eu zic să o inviți atunci pe Adriana la un da, s-a adevărat. La un da, la o muzică acasă, muzică, vă rog. Nu contează unde. Nu contează unde. Cum? Sunt pe amândoi astăzi. Ok, nas în nas. Invit-o pe Adriana la un minut să vedem dacă... Adriana! Bine, Andrada! Nas în nas! Să stați nas în nas. Păi? Și stați așa un minut. Du-te de aici, dacă nu mă băgați în seamă, lasă-mi să uite. Da, Eve! Stai, făcă mie inimă. Vă loc să spate. Eu zic că aici ar trebui să fie și un sărut. Da, da! Ce ai simțit? Andrada! Auzi, eu zic că stai bine. Nu. Acum, Omar, ar trebui să te întorci acum, să facem o reuniune aici între femei, ca să spunem ceva. Întoarce-te. Da, nu. Eu zic, nu, vrem să-ți facem o surpriză. Stai, să facem! Vino aici. Vino aici. Hai de mâncare, se trage aia. Așa, zic, întoarce-te cu fața încolo. Ce facem, mai nimic? Ce putem să te femei? Ce ai? Închide ochii. Închide ochii. Super. Dar n-aveți nimic cu ce să-l leg? N-am. Mariana, colanul tău. Cordon, da. Mai Andrei, ce mi-ai luat mărul să mi-l mănânci? Mai era unul acolo. Hai, da, vrem să-l vedem. Da, du-și la noi în subiață. Hai, mi-ai luat, dă-mi-l, ia-l pe ăla-l. În momentul când cineva vine, ca și azi mi-a tărânit la fel, băieții, și îmi zice, Codruț, știi că Alex vorbește cu Andreea? Nu știu, zic. Știu că a vorbit, zic, zilele trecute, sau nu știu, l-a sunat pe ea. Nu, mă, azi dimineață, ieri, toată ziua, gen. Cum crezi că mă simt eu? Adică, sunt și eu om, bărbat. Dar, Romeo, dar noi ne cunoaștem, acum nu formăm un cuplu, să zici că trebuie să te superi. Dar nu, dar asta e scuza ta, dar din moment, păi femeie, toată lumea zice la fel. Eu am dreptate sau nu am? N-aveți niciunul. Să vorbește cu toți și după aia vii... Care toți, mă? Care toți? Cu toți. Care toți? N-ai preferență, te vezi? Ce ești? Du-te! Băiatule, că n-am de gând, eu sunt deja o copilă, n-am de gând să stau lângă un alt copil. Andreea, când o să fiu pregătită, o să-ți mai zic o dată de familie. Să vezi când o să mă descalific cu tine, Maria. Oameni buni, ei sărbătoresc o lună de relație. Dau orice ca să fie în locul nostru? Dar ce n-aș da, ce n-aș da, să mai fie o seara mea. Da. Puterea dragostei continuă. Ne revedem de la ora 17. Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.